Ai purta așa ceva? Sub nicio formă, este acolo lângă chestii mulate. Adică împreună cu colanți e și costumul ăsta. De ce? Roz. Că roz nu mă, culoarea roz. Uite, nu e. Uite, poftim, galben. Uite, galben. Uite și negru, că te plângeai. A, botă, răseamănă foarte cool. Da, nu știu, cu deschizătura de pe pept, așa nu e. Eu sunt mai... Deci e foarte ușor să, nu știu. Un cerceluș finuț, ceva? No, dacă nu am pus cerceluș. Asta e superb, superb. Da, pentru tine e superb. Dar ceva pentru oameni nu avem, adică, că eu noi, cum să mă duc cu... Cum... Uite, o butelcă. O butelcă, dar tot roz. Ia uite. Ceva să putem ieși să nu ne bată copiii. Așa? Cu uite. Hai. Parcă e mai normal acum. Fii mai deschis. Sing, da. Da. Asta pentru Natanticus, tot asta. Îl și văd. Îl și văd. Da, uite, asta nu e, e roz? A, e roz, în altă da. Plasă îmi pare maro. Da, dacă e... ar fi pe negru? Pe negru? Și ai pune-o cam așa acolo, albă, ca acolo să se vadă tăieturile. Da. L-ai peticii un pic. L-aș duce frumos la școase. Da. Mai că am o acolo la mine în cartier frumos, scroitorie. Mai că dă-i și tu o ață la asta, că uite, s-a desfăcut. Am rezolvat problema. Că dacă lunești, așa e perfect. Super. Probabil așa a fost, să zic eu, unul cumva s-a descusut și a zis, ia mă, decât să-l coasem și pe aici, mai mi-l descuasem și aici. Așa s-a întâmplat. Vezi? La asta îmi place butelca. La design-ului. Dar ce au, sunt niște băieți sau niște fete? Băieți. Și au bilele alea în mână? Ce, unde ai văzut tu bile? Erau niște bile. Dar nu-i fi... Erau bile. Câteodată vedem lucruri pe care vrem să le vedem, nu neapărat lucruri care sunt. Nu că dacă acolo. Voiam să văd ceva, vedeam altceva, crede-mă. Bile, am văzut și o să vezi. Stai să vezi. Hai să ce mai vezi tu în aceste poze? Ia-o așa, ca la Freud. În spate, uite, ăsta are o bilă. Are o bilă? Are o bilă. Are o bilă. Tu nu vezi bila de cameră, crede-mă, lasă-mă. Ok, și acest domn ce are? Cred că are rată la bancă cât de supărat este. Unde ți-e bila, mă, că ăsta? Uite-l pe ăsta cu plapuma. Unde i-ați găsit, măi, pe ăștia, măi? Unde? Uite-l pe ăsta cu bila. Uite bila acolo, că tu nu o vezi. Da, sunt partea de greutăți pentru sala de sport. Păi asta zic, de ce să le iei? Lasă-le acolo, că mai trebuie să vine cineva să mai facă greutăți. Unde umbli pe stradă cu bila după tine? Ci? Să arate omul, care condiție fizică, poate o care. Păi și numai la o mână? Deci ai purtat sau n-ai purtat? Niciodată în viață. Nici măcar bila? Niciodată în viața asta. Două bile. Niciodată în viața asta, niciodată în viața asta. Punct. Bine, am mai zis și eu că nu port chestii mulate și... Și tot ai purtat. Ai purtat cu forța. Cu forța. Dacă e mult, ai cu plăcere. Deci fără bile. Ia uite. Așa da, așa nu. Nu. Am ajuns la faimoasa noastră rubrică cu vedete internaționale. Ca să-ți mai treacă supărarea. Ok. Foarte faină, gențe. Cadou. Foarte faină, nu? Da, da. N-ai remarcat mărul, bănuiesc. Nu, dar am remarcat șarpele. Are tot o formă. Am remarcat șarpele sub o formă sau alta. Brunet și blond. Deci avem surorile Hadid într-o reclamă la acel brand italienesc pe care nimeni nu știe să-l pronunțe corect. Dar zi-ne și nouă, cum ți se pare? Sacou senzațional. Asta sacou. Vreau să zic, sacou mi se pare da. Și mie senzațional. Dar le-am îmbrăcat așa repede? De ce au făcut? S-a făcut frig? Dar ce ați avut cu ele? Ce ați avut cu ele de nu le-ați lăsat despuiate? Uite. Tot dânsele sunt? Da, ele sunt în toate postele. Deci te rog, admiră, bucură-te și comentează ținutele. Așa, da. Dreapta, da. Da. Uite, varianta dezbrăcată, varianta îmbrăcată. Pare că una e mai curajoasă și una e mai... Cu mințică. Aici nu știu ce să zic. Asta era înainte să intre în club și acum au ieșit din club, după privire. După privire? Păi na, am fost acolo, știu cum e. Stai că nu am ce să comentez, da, că mă bucur de moment. Se țin tot timpul de mână, așa? Păi sunt surori, dragule. Sunt surori, simt și ele nevoia de apropiere umană. Sunt două surori, top modele, generatoare de multe milioane, ca să fiu mai exact. Dintr-o familie cu foarte mulți bani. Care și-au cheltuit acei mulți bani ca să le facă pe top modele, să poată să facă mulți bani, și să-și ia banii înapoi.
Adică mi se pare așa, aha, o schemă piramidală, da, aproape. Da, foarte bun. Da. Așa am făcut și Bella și Gigi Hadid. Ok. În afara faptului că au bubuit pe podiumul de prezentare, nu la propriu, au reușit să devină și niște fashion icons așa în lumea lor, dar a căror gust contează, pentru că foarte multe din tendințele actuale sunt date de ele. Asta, apetitul pentru vintage, cam de la ele. Dar zi-mi și mie, ca mame, dacă mi-ai dat asta, informația asta, trebuie să mi-o și explici. Cum bagi bani în cineva să ajungă top model? Adică, să zicem că... Îl faci disponibil. În primul rând, nu poți să... Trebuie să crești pe ceva, adică nu... Asta zic, adică dacă are un picior mai scurt și un picior mai lung, nu poți să... Ba, da, poți. Poți. Ba, da, da. Poți, cum să nu? Probabil chiar mai ușor decât dacă nu ai un picior mai scurt și unul mai lung. Păi să-i tăiem un picior. De ce n-ai zis acum? Păi, nu mai după chestia asta, toate fetele o să-și tăie un picior. Doamne ferește. Nu, Doamne ideea ferește. E că au avut potențial, dar exista și o sursă financiară care le-a făcut disponibile. Adică au prezentare în LA, dar le trimite cu private jet-ul fără să ceară bani de la respectivul designer. Asta înseamnă deci, a le face disponibile. Asta zic, adică au venit ele către ei printr-o rețea de influență, prieteni și asta. Dar să fim de înțeles, dacă chiar aveau zero valoare, nu bubuiau. Nu ar fi fost aici, da. Deci a existat ceva. Dintr-o mulțime afară... care, să zic, nu se distingeau, s-au distins prin fața faptului că au avut acești bani... Blondă sau brunetă? Greu. Vezi ce spui, știi ce acasă, taci din gură. Asta am vrut să zic. Și de băia deștept și taci. Și vorba aia, mai bine lasă, maică. Trebuie să știi să taci câteodată, cazacul. Da, e foarte greu pentru că în atâția ani n-am reușit să învăț să tac, dar acum exersez. Încet, încet? Da. Dar deci, problema e că și dacă tac, pe fața mea se vede subtitrarea. E tocmai de aceea e cazul să schimbăm subiectul, da. Să vadă subtitrarea. Să mergem mai departe. De exact. Și avem cu haine fără haine. Tu știi această emisiune? Nu. Simplu. Ok, deci cu haine fără haine va trebui să urci pe scaun. Așa. Te urci cu picioarele pe scaun. Picioarele asta pe este scaun. Ce se întâmplă. Așa. Da, de ce păreați o emisiune normală până acum. Suntem foarte normal. Nu știu de ce ai avut această senzație vreodată. De la covor. De la covor. Trebuie să sui cu picioarele pe scaun. Acum vrei să mă sui cu picioarele pe scaun. Da, ai grijă să nu cazi, cu amândouă picioarele. Așa. Nu așa, pe laterale. Ei. Așa, și acum, el a fost la splash, nu? Și acum a fost șpagatul. Eu mă gândesc cu oarecii în capul meu de... Deci, bun, mă ții acum, vrei să și cotcodăcesc? Vreau să nu, să picănești. Nu, vreau din poziția asta să te uiți la imaginile următoare și să spui ce vedetă crezi că ar putea să poarte acea ținută. Să spun ce din vedetă. România. Dă provocare. Nimeni normal la cap. Păi, găsești o vedetă care nu pare nimeni normal. Nimeni normal la cap. Iulia! Nu, pentru că eu sunt pe listă. Eu nu pot să fiu nominalizată. Eu, Corina, Gelina, Corondan. De ce? Poți să dai jos, am glumit doar. N-am crezut că o să sui pe bune. De pe că nu știi istoria noastră. E adevărat. Ok, hai să găsim. Ne-am pus problema de chestia asta? Asta e Gelina Corondan toată ziua. Da, da, da. E pe listă. E gata, hai să mai desfacem lista asta că terminăm vedetele. Ceva cu... Deci avem vedete pe care nu le putem pune pe listă. Da, nu, da. Pentru că funcționează în orice ținută. Cum ai zis Iulia, vezi o tâmpenie, zici Iulia. Este automat. Păi și... Adică nu e... Păi ca să te forțăm să fii mai creativ. Și nu zici nici Dali. Și atunci îți spun pe cine n-aș putea să văd niciodată în... Uite, să facem pe Andra. N-aș putea niciodată să văd uite ce abordare bună are. Da. Andra. Hai, tata. Da. Sunt și deci, eu bun la ceva. Da, cum ni se și zice, ai și stil, ai și abordare. Am de toate, să zic cum plec de aici. Păi merge... Atât de țanțoși. Da, ca și găina care face piu-piu. Dar mi-e frică dacă merg ca și găina care face picănește, picănește să vezi dacă mă umflă cineva. E acasă. Aoleu. Haideți. Tu rămâi cu cine n-ar putea să... Da. Okay, și da. Împodobește mamă bradul. Fuegito. Am idee. Rozana Barabanci. Hei, bun. Dar să știi că... Păi nu, asta zic că te... Știi? Ai idee cine ar putea să o poarte. Să nu o poarte, adică te duce în zona aia. N-ai, știi? Eu așa aș vedea. Nu. Eu aș vedea îmbrăcată pe Ozana. Da? Da, e atât de schizofrenică această combinație că numai ea ar putea să o poarte. Ok. Și eu am crezut la fel. Ați crezut greșit. Ok. Iu.
Victor Slav. Mad Max, așa. În fine, rengle toată ziua, da. Nu-l avem voie. Pe cine n-aș vedea eu așa? Cristi Borcea, sincer. Pe Fuego. Pe Fuego nu l-ai vedea așa. Nu l-aș vedea așa. Da, adică cum ar fi să vină așa să înceapă? Împodobește, mamă, Bradu. Păi, dacă e cu globurile scoase afară, poate să cântești asta. Da. Eu nu mai stau cu voi în emisiune. Și ce, de Crăciun, când erai, când dați emisiunea asta de Crăciun? Da. E, sper că e după 12 noaptea, că... Jingle balls. O să fie un evergreen, va funcționa orice sezon. Deci, sigur, Fuego nu o să împodobească Bradu. Asta am vrut zic, dacă putem să-l schimbăm pe domnul ăsta care stă așa... Eu te văd și pe tine așa îmbrăcat, să știi. Pe mine? Da, merge pe motocicletă, e perfect. A, eu știu pentru cine ai mă ținut asta. Doamne, ferește, înainte să mor. Pentru Marica. Nu putem să-l dăm la... să terminăm cu domnul ăsta care stă ostentativ cu globurile spre mine acelea. E, fiecare țară cu Fuego-ul lui. Da. Hai să schimbăm totuși, vă rog. Nu, că... dar nu. Lasă, avem deja niște nume bune. Da. Dacă nu e cu ceva care să depășească ce am zis noi. Văd că în sfârșit ești confortabil, te-ai relaxat. Ar fi și greu cu covorul ăsta așa. Este momentul pentru ultima rubrică. Bun, bravo, ai stilist. Ok, luăm o vedetă, încercăm să reglăm stilul. Astăzi este vorba despre Mihaela Rădulescu, că tot a apărut în emisiune, fără să-și o ceară. Îmbraco. Dezbraco, fă cu ea ce vrei. Asta am vrut să zic, eu nu mă pricep. Nu îmbraco, nu dezbraco, reglează-o. Asta sună și mai asta prost. Sună rău, că nu știu ce zic eu când mie... Când dar ce motocicletă? Da, când o doamnă îmi spune reglează-mă, eu mă apuc de altceva, nu? Reglează-i stilul, dragă, lasă femeia în pace. Păi, ia-i stai hainele. Un pic, reglează-mi stilul. Deci nu e ok, nu suntem ok aici. Dar putem să fim ok dacă pic, ești ok. De unde stau eu, mie, în afara faptului că stau picioarele puțin strâmbe, nu-mi displace nimic. Și sacoul ăla... Îți place așa? Poate ajuta. Am și o toleranță mai mare, ce să-ți spun. Ai trecut prin multe. Da. Și la propriu și la figurat. E, asta este. Mai bine mai devreme decât mai târziu. Ok, deci tu n-ai reglat nimica. Nu mă deranjează nimic. Mie îmi place... Dar ce atârnă, vreau să știu. Unde atârnă? Uite ceva auriu într-o parte. Hai, este un lanț. A fi zburat, a mișcat femeia. Am înțeles. Acolo... Da, e mișcată poza, dar nu... Eu vă zic ce aș regla eu, dar o să mă omor, eu o să mă alerg prin Hai, studio. Spune! Exact această... accentuare exagerată a tot ce i-a dat Dumnezeu. Asta am vrut să zic, eram sigur păi că o să zic, domnule, ascund exact ce... Păi zic, domnule, zic că ai soția acasă, te așteaptă. Spune acum cât poți. Păi nu, asta spun, adică e păcat să... Ce mai rămâne de arătat dacă ascundem și aia? Ce mai faci? Bun, o reglez eu. Da, te rogăm. Reglează-o. Îi scot bluza și sacoul, îi punem cămașă neagră. Super. Mare, supradimensionată. Da. Cu talia accentuată, pun fusta pe deasupra, mă încurcă puțin care talia joasă, dar nu foarte tare, las cămașa mai desfăcută să se vadă, același decolteu, și fac o coafură Dita Fontiz. Îi dau jos acele gene, evident, îi pun ruj roșu pe buze și machiaj minimal în zona ochilor. Iar în urechi? Eu la decolteu și ruj roșu, pe mine la decolteu și ruj roșu mai cucerit. Dacă există decolteu și există ruj roșu, fă ce vrei în rest. Da. Nu, eu vreau să spun că, uite, există soluții care împacă ceea ce-ți dorești tu să vezi. Adică cu ceea și capra ce... și varză. Și da. Caprele și varzele. Da. Verzele, pardon. Verzele. Și împacă și caprele și verzele. Da. Ok, deci ați fost stiliști bun. Mai puțin eu care doar m-am uitat că sunt siderat în continuare că poți să intri în extra, extra small. Aparent, după poziția picioarelor, nu prea pare că poți zic, dar na. Un bagaj de cunoștințe impresionant. Exact. Cum era? Picănești? Să mai vii la noi la emisiune. Da, picăne. Promit. Picăne. Dacă o să plece de aici picăning. Dacă când schimbați sezonul, îmi tăiați și mie jumate de covor de ăsta, promit că vin de câte ori vreți. Vă mulțumesc.